La ultima ședință a Consiliului de Administrație, profesorului Petru Ghervani s-au delegat atribuțiile de antrenor principal al echipei de handbal seniori. El va colabora pe partea tehnică din postura de antrenor secund cu Adrian Chiruț și Bogdan Șoldănescu și cu antrenorul cu portarii Iulian Andrei. Reamintim că profesorul a fost antrenor secund al Naționalei României și apoi chiar principal pentru câteva luni, reușind să califice după 13 ani România la campionatul mondial. Într-o conferință de presă, profesorul Ghervan a prezentat lotul complet al echipei de handbal seniori CS Universitatea Suceava. Au rămas cei doi portari, Macaria Grigoraș, a rămas Duman, Eduard, a plecat Turturică, un portar pe care l-am fi vrut în continuare la noi, dar a trebuit să plece. De asemenea, a rămas ca jucător senior începând din acest an, anul trecut încă a fost junior 1, Andreescu Ionuț. Extremă stângă, a venit Roșu Alin de la Steaua, un jucător care a crescut la noi, care a început handbalul la noi, la echipa a doua, alături de alți jucători, cum ar fi Târzi Oru Burlacu și alții din generația lor. A rămas Juverdeanu Alexandru și Mihalcea George ca jucător tânăr. Extremă dreaptă, Furac Robert, care a rămas de anul trecut, unul dintre jucătorii constanți și valoroși anul trecut la noi, și Lupu Cosmin, tot așa jucător promovat de la echipa a doua pe parcursul sezonului trecut. Interstânga, a sosit Târziorul Adrian, fost jucător al nostru, ani buni, care a crescut de la juniori și echipa a doua a noastră pe vremurile când era și echipa a doua și echipa a întâia valoroasă. A rămas Loic Pavel, un jucător tânăr de 20 de ani, cu cetățenie dublă ucraineană și română, un jucător care cred că va fi un jucător de bază al nostru viitor. Dascălu Alexandru, Inter stânga, la fel a rămas și pentru sezonul următor. Inter dreapta, Anton Valentin, un stângaci care anul trecut a evoluat foarte puțin, pentru că a avut ruptură de ligamente la câteva zile după ce a venit, la 10 zile după ce a venit la noi. Un transfer din Turcia, un jucător din echipa națională a Turciei, Kemal, sper că citesc bine, Kemal Kutahia, pe care eu personal nu-l știu. De asemenea, un jucător la linia de 9 metri pe care îl putem pune pe orice post acolo este Vukovic Nemanja, un jucător muntenegrean, pentru care sper să iasă cât mai repede documentele de viză și celelalte formalități cu privire la dreptul lui de participare la pregătire și de muncă în România. Jucătorii pe post de centru, conducător de joc, avem un georgian de 22 de ani, un jucător din Georgia, Iraklik Biashvili, jucător titular de data asta în echipa națională a Georgiei și cu o comportare foarte bună la ultima competiție la care a participat cu echipa lui națională, Balazs Botond, care a rămas de anul trecut, și eu l-am trecut aici și pe Stanciuc Daniel ca jucător conducător de joc, pentru că eu cred că el va crește și va obține minute tot mai multe și că le va merita. Pe postul de pivot, acolo unde tot am avut probleme în ultimii ani, sunt trei jucători noi aduși, deci niciun pivot dintre cei pe care am avut n-a mai rămas. Ștefan Leonard, un jucător care a confirmat în Liga Națională și arată posibilități foarte bune. Bolog Alexandru, care este pe post de pivot, dar apărător, în mod deosebit specializat pe postul de apărător. Și Saselod, un jucător al cărui frate joacă la Dinamo, Andraș Sas, și este... Saselod are 21 de ani, este și jucător tânăr în criteriile și pentru Liga a doua, dar este un jucător cu posibilități foarte bune, cel puțin posibilități fizice. De asemenea, Bejenariu Cristian, jucător care a terminat junioratul anul ăsta la noi și este din echipa a doua. Tehnicianul sucevean este promotorul jocului care se bazează pe circulația rapidă a balonului și contraatac, lucru care a promovat Suceava printre cele mai bune echipe ale țării.